Targă și cu perfuziile în brațe, așa a fost adus Hosni Mubarak astăzi la tribunal. Fostul președinte egiptean riscă pedeapsa cu moartea, fiind acuzat că a ordonat reprimarea manifestațiilor de protest din această primăvară, în urma cărora au murit 850 de oameni. Mubarak mai este acuzat și de corupție, alături de cei doi fii ai săi și de fostul ministru de interne. În ciuda acuzațiilor care li se aduc, fostul lider egiptean și fiii săi au pledat nevinovat în fața tribunalului. Vizibil slăbit, Hosni Mubarak a fost dus în cușca metalică din sala de judecată. Procesul a început la ora 11, ora României, așa cum fusese stabilit. Cei doi fii al lui Mubarak, Ala și Gamal, s-au așezat lângă tatălor și ei costumați în alb. Pe băncile acuzaților s-au așezat fostul ministru de interne al Egiptului și alți colaboratori ai fostului lider egiptean. Mubarak a fost adus cu elicopterul de la Sharm el-Sheikh pentru a participa la prima înfățișare. În ciuda zvonurilor, conform cărora starea de sănătate a fostului lider nu i-ar fi permis să călătorească. Procesul lui Mubarak a provocat tensiune în stradă. Încă dinainte ca fostul președinte să ajungă la tribunal, partizanii și opozanții s-au luat la bătaie în fața Academiei de Poliție din Cairo. Acolo se desfășoară procesul. Fostul președinte este acuzat că în timpul revoluției de la începutul anului, care a dus la înlăturarea sa, a dat ordin să se tragă manifestanți. 850 de oameni au murit atunci. Mubarak, membrii familiei sale, dar și colaboratorii săi sunt acuzați de asemenea de deturnare de fonduri. Dacă va fi găsit vinovat, fostul faraon riscă pedeapsa cu moartea. Potrivit oficialilor de la Cairo, toate aparițiile sale în fața tribunalului vor fi transmise în direct la televiziunea egipteană. După 13